M-am dus o dată în control, nu mi-au plăcut oamenii, câteodată erau prea bătrâni, câteodată erau rockeri, câteodată erau gay. Să da, se te duci înțeleagă și că... tu marți, nu te duce marți. Tipa aia mă întreabă la un moment dat și că auzi, dar tu faci asta des? Să iei fete la, din club, să le duci la tine acasă, să le... și rămân la modul, what the fuck, de unde a venit întrebarea asta? După aia văd că se uită la colecția mea de 50 de brățări din cluburi de pe perete. La fel cum o femeie își dorește să fie mai înalt decât ea, își dorește și să fie mai în vârstă puțin. Se cacă sigur. Se cacă sigur. Bă, dar iau și vitamine, bă, și am, pentru prima oară, pe foarte mult timp, uite, vezi, încep să am pielițe. De la ce? Cred că calciu, lipsă de calciu asta, nu? Nu știu, mă. N-ai tu calciu? Asta mă gândesc și eu, că ți-ai jucat atacă, dudui. Cred că dudui de calciu. Dudui de calciu. Plus că iau, ți-am zis, iau și vitamine acum. Ce vitamine? Un complex. A. Cât de rustic. Bă, rustic și autentic, asta e, nu mințim. Suntem aici cu inegalabilul Vlad Bilț. Mulțumesc tuturor, salutări patreonilor. Ai fost mama, am ajuns aici. Da. Ce vrei să bei? Ca să aduc niște băuturi aici. Păi nu beau alcool, apă sau suc. Vrei să afli unde lucrează sau îl întreb acum? Unde lucrezi? Vând cursuri de programare. Ce înseamnă asta? Gen, sunt niște oameni la CodeCool care au niște cursuri de programare și ei ajută pe oameni să se reconvertească profesional. Gen, oamenii dacă sunt patiseri, okay. Tu le spui, nu v-ați săturat, doamnă, să încălziți covligi sâmbăta, să vă treziți dimineață pentru asta, nu vreți să lucrați de unde doriți dumneavoastră, să stați în Crângaș și să lucrați în San Francisco. Programare. Și ai convertit pe cineva azi? Da, da. Ce joburi aveau? Deci erau oameni care lucrau în șantier. Bă, noi o să avem niște acord că cu apa nu stăm chiar atât de bine. Am eu apă. Nu, am glumit. Ah, ok. Ce... stai cu Uruguayului, ce e asta? Nu, California Sunshine. California Sunshine LSD Blatter. Dragilor, și poftă mare și la mulți ani. Deci nu mai bei alcool sau care e faza? Nu am băut niciodată. Nu, dar nu mă ajută nici berea, nici alte chestii, mă culcă alcoolul, nu-mi place atât de mult. Și îmi și vine să râgâi de la bere, fac Zi care e faza asta cu Teo. Îmi fac un podcast care se numește High Life pe YouTube și în podcastul ăsta vorbesc despre droguri și despre lege ca să fie tinerii avizați, pentru că am zis, bă, trebuie să fie niște oameni, să nu fie nici de aia de la antidrog, de la... Da. Că ăia sunt plătiți ca să susțină o versiune anti, că ăsta e salariul lor, ăsta e jobul lor, dar să nu fie nici traficanți de droguri, că îți dai seama, își vând marfa până la urmă, nu poate să zică, bă, ce nașpa sunt drogurile, că își pierd clienții. Și atunci să fie cineva să nu fie nici de la antidrog, nici dealer, să fie niște oameni, știi, că la tine la... În general ajung artiștii. Când asculți Paraziții sau l-auzi pe Teo cu specialul ăla cu Despre Iarbă, numărul ăla din 2007, am spus și lui că era primul număr de stand-up pe care l-am văzut vreodată. Și eu la fel. Clar. Și mi s-au format atunci cu, domnule, care e problema? Că tinerii ăștia care beau, o să vede la non-stop să bea apă, să-și ia ciocolată, dacă mai susține același lucru și acum după atâția ani. Pentru asta l-am chemat pe Teo, apare mâine pe YouTube. E wow! Mâine, adică miercuri, da. Adică acum două zile a apărut. Acum două zile a apărut, dar la aveți link acu în descriere. Acum două zile, perfect. Deci eu știu pe Vlad de poate 5 ani, 4 ani, 5 ani? 2017 la început. Ia uzi, aproape 6 ani. Aproape 6 ani. Deci Vlad s-a apucat cu două luni înaintea mea și a lui Virgil și ne-am întâlnit la 99, atunci era doar 99, ulterior s-au deschis celelalte două cluburi de comedie și s-a făcut remarcat încă de la început Vlad. Îmi aduc aminte că toată lumea vorbea despre el, cu pregădere Costel, care l-a și luat prin țară ulterior. E un om despre care noi ceilalți oameni din Breaslă, adică nimeni nu te face să râzi mai mult decât Vlad Bilț, nu știu cum să zic, comedian, așa. Un om care face om să râdă alți comedianți, ceea ce e greu pentru că comedianții câteodată au orgolii gen, bă, nu râd eu la glumele tale. Nu râzi la nimic, îi vezi amuzanți pe scenă, crezi că și ei râd cu tine, dar în green room-uri sau în spate sunt toți mohorâți și nu se râde.
dar când îl vezi pe Bill și mai vorbești cu el, îți aduce aminte că viața e frumoasă și râzi. Și, din păcate, la un moment dat a și dispărut un pic din peisaj, dar a făcut rost de noi povești și a devenit și mai amuzant. Și, nu știu, mie mi-a plăcut întotdeauna de Vlad. El a încercat de mai multe ori parcă să mi-a dat mesaje să mai ieșim chestii, dar am ocupat, dar sunt sigur că m-ar fi chemat la chestii super interesante dacă aș fi spus. Și legale. Da. Și legale. Și legale, 100% legale. 100% legale. Cum ai ajuns aici? Cum am ajuns unde? Să cum fac ai ajuns cu... să faci emisiunea asta? Cine ți-a propus să faci sau te-ai dus tu cu proiectul? Cum a fost? Eu l-am cunoscut pe Gojira prin Bogdan Mălele, care m-a chemat la un podcast acolo și după aia m-am dus la podcast la Tetelu. E foarte important de spus și asta. Da. Văzusem pe net un clip cu Tetelu și cu un domn de la Administrația Națională a Penitenciarelor. Un om care spunea că ce frumoase sunt condițiile la penitenciare și că n-au de ce deținuții să se plângă în condițiile în care 90% din procesele făcute la CEDO de către români sunt câștigate. Adică Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că sunt condiții de căcat, da, și condamnă România pentru asta și vine cineva de la administrația de la penitenciare ca să nu-și dea singur cu cenușă în cap, să-și faulteze singur instituția, să se ducă acasă fără salariu. Mm-hmm. Și eu că am fost arestat 2 luni pentru jumătate de gram de cox și am văzut care sunt condițiile, m-am revoltat puțin și i-am dat mesaj lui Tetelu, deci tot eu, n-a venit el la mine, bă Vlad, ce faci, vrei să vii la mine? I-am dat eu mesaj lui să particip în podcastul lui, să le spun la oameni cum să treaba și cu drogurile și cu penitenciarul și cu alte lucruri. A fost un episod foarte vizualizat, cred că e al doilea vizualizat, gen... Eu făcusem 120.000 de view-uri și persoana de la administrația penitenciarilor 30.000. După care am demonstrat potențial, ca să spun, cu acest lucru și după aceea i-am dat mesaj lui Gojira că vreau să mă apuc să fac asta, că vreau să fac niște episoade separate și după aia să fac și această parte de podcast unde vorbesc cu oameni despre lucruri, despre iarbă, despre medicamente, cum am spus acum, am un episod speed cocaina săracilor, o să mai vorbesc despre... petreceri, cluburi, muzică electronică, unde lumea de obicei consumă cel mai mult și stă cel mai mult în picioare. Adică nu e ca la, nu știu, dau exemplu de cluburi unde nu e muzică electronică la expirat, unde se închide clubul la 5. La alte cluburi, gen Guess House București, se închide pe la 12 ziua, 1-2, mai sunt petreceri de 24 de ore, 48 de ore, toată lumea numai pe Red Bull și cafele, îți dai seama. Da, apă. Cum reziste. Am văzut că și cu apă, se stă în mână cu apă. Da, adică foarte multă apă. Puțin e cam amară apa aia, dacă mă întreb pe mine. Hidratarea e foarte importantă, mai ales la ore fixe. Tu poți să-ți alegi între de pui sau de vită? Vită. Ție seama picant, că știu mai. Că îți mai place. Da, 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 îmi place, îmi place. Foarte frumos, Emanuel picant. Foarte. Hai să o luăm puțin în copilărie înainte să începem să mâncăm. Că nu te-am întrebat foarte mult, cu excepția faptului că ești din Mangalia, nu? Da. Adică nu prea știu mare lucru din copilăria. Bă, Mangalia totuși foarte... se... Se ce? Înțeleg acum niște lucruri cu Mangalia. Ce? Bă, mi se pare că la mare, în port... A, nu, e mai multă... Libertate. Și libertate, dar mai mult... Trafic. Vezi mai multe chestii. Da. Vezi chestii pe care eu, de exemplu, de la Vâlcea... Bine, și eu la Vâlcea am văzut multe. A, de exemplu, de la Vaslui. Da, unul de la Vaslui. Unul de la Vaslui, ce-i Virgil. N-ar putea să vadă atât multe chestii, că acolo se plimbă mulți oameni, vin multe chestii în port. Cum erai tu în copilărie? Cum te-ai descrie acum când te uiți înapoi? Ce fel de copilărie ai avut? Bă... Mă țineau părinții în casă, n-am avut o copilărie de aia cu cheia de gât, să cutreier Maidanul până seara târziu, să am 20.000 de prieteni, să fac lucrurile astea, abia mult, mult mai târziu în viață și aveam multă anxietate socială pentru faptul că nu am avut atâția prieteni în copilărie și a trebuit la un moment dat să o depășesc. Eu le spun și oamenilor, oamenii cred că nu mă tem de lucruri doar pentru că fac stand-up și mă sui în fața 200 de oameni sau fac clipuri pe YouTube și văd nu știu cât și vorbesc de subiecte edgy și dicotul și Eu am anxietatea asta, dar am și curajul să o depășesc. Aia e tot. Eu am anxietate mai mare decât majoritatea oamenilor, dar trec peste și o depășesc. Cum se manifestă anxietatea? Îngheț, nu găsesc ce să spun, nu îmi vin ideile în cap, mă panichez, mă blochez, cum s-ar simți orice om când urcă pe scenă prima oară și vrea să dea materialul la stand-up sau povestește cum se spărgea el la sandwich, că mergea un băiat în baie să facă niște linii, ieșea din baie, lăsa telefonul acolo, intrai tu, mai trăgea o linie, ieșeai tu, mai intra unul ca să nu intrați 3 oameni
într-o baie să fie atât de dubios. Ipotetică. Da. Am visat asta aseară, mă scuzați, doamnelor și domnilor. Da. Și cu fetele la fel, o anxietate mare în liceu. Îi spuneam lui Costel că mie mi-a plăcut mult gluma aia lui, cu una din glumele care m-a atins cel mai mult de la Costel, că succesul pe care îl avea el cu fetele, că venea o fată la el și îi zicea: a, Costel, ești atât de drăguț, te-aș lua la mine acasă să vezi cum mă cu Doru. Și a fost o glumă pe care am simțit, am fost la modul fai, erai de nice guy. Da, the nice guy, și să nu mă respingă fetele și să le fac complimente și să aveam o fază că mă băgam în seamă cu ele întrebându-le ce temă avem la franceză, adică nu mă ținea mă ținea să le spun că îmi place de ele, să le scot la date. Am o glumă despre asta la stand-up, că fac publicul să râdă, după aia le zic mulțumesc că râdeți, de obicei se zice că dacă faci o femeie să râdă e pe jumătate. O singură întrebare am: ce s-a întâmplat cu cealaltă jumătate? Și aia era adolescența mea, eram la modul te-am făcut să râzi și acum ce? Și acum ce? Mergem la mine acasă. Versus acum, da? Când cred că totuși DM-urile tale sunt pline de mesaje. Da, dar ideea e că mie mi-a plăcut cel mai mult să abordez față în față, să mă duc în cluburi, să vorbesc cu fetele, să le spun că îmi place de ele. Și te-ai schimbat acum, adică practic de la... Asta a fost una din fricile care mă amorțeau cel mai mult, mai că mai era o femeie care mă respingea în continuu și țipa la mine și mă jignea și am crezut mereu că fetele din cluburi o să facă fix același lucru dacă mă bag în seamă și vorbesc cu ele. Și după aia, când am testat lucrul ăsta și m-am băgat în seamă și am vorbit cu ele, mi-am dat seama că e doar... în capul meu. Cât de repede a plecat o fată de la tine vreodată? Adică, gen, spunem intervalul de la X a ajuns în casă, la X a ieșit afară, cât de scurt, cel mai scurt interval în care a plecat o fată de la tine din apartament? N-au prea plecat, am mare, îmi pare rău, ele chiar rămân. Și fetele care vin pentru one night stand-uri îmi scriu după aia. Mi s-a întâmplat o singură dată să aveam o glumă la stand-up cu asta, că vreau să mă... o tipă, ajung cu ea la mine acasă și mă întreabă: auzi, ai prezervative? Și zic: stai liniștită, draga mea, bolile mele sunt majoritatea mentale. În The Real Story, era 4 dimineața, eram sparți amândoi pe iarbă și nu voiam să mă duc la benzinărie să iau prezervative. Ce pula mea, umbla poliția pe stradă. Normal. Și s-a îmbrăcat și a plecat și am zis, na, aia e. Avem aici, că tot... Băi, chiar avem asta, nu e doar pentru... Bă, avem... Da, ce crezi că măsurăm cu asta? Pot să vă arăt filmări? Da. Mă oprești unde e... Unde e... Noi facem clasament la toți invitații care au trecut. Bă, poți aici să mă oprești. Că ești eu am unitate de măsură palma. Uite, dai pe palma asta. Dai. There you go. Deci e fix cât palma, mă. Cât palma? Da. Și așa e la toți băieții. Ia palma ca să văd... Gata, am măsurat. Și așa e la toți băieții. Da, mă, Tudor Chirilă, din ce știu. A, uite, o bere. E cât berea. Shaorma. Băi, e mai mare shaorma ca... Ia, dă-mă un pic. Deci suntem bine amândoi, nu mai ziceți că nu. Băi, la mână trebuie să treci în viață, în viață. Ia, hai, vreau și eu, dar eu am mâna mai mică, da. Bă, un pic mai mic, da. Da, e foarte... Merge. Băi, un pic în ceață. 2, 1. Bă, ce bine e închis. E închis bine. A fost bine închis. Mai merge prăjit puțin atât, gaie. Mergeam un pic mai bine. Care este statusul tău emoțional în acest moment? It's complicated, dezamăgit de tipele din clubul, o grămadă de aventuri și nu destule relații. A, dar care... Ce băiat mai găsiți ca birț? Dar care e ideea? Gen, în fine, seara aia, dar după aia tu ai vrea să continuați, dar ele zic ce? Ele erau doar pe hucă. Știi cum e? Mi se dezvoltă, de la un timp mi se dezvoltă un simț așa al proprietății, la fel cum am hainele mele și banii mei, vreau să am femeia mea, nu a se f***e cu mine, mâine cu fostul prieten, păi mine cu băiatul ăla din Brașov, răs pe mine cu ăla din Reșița, săptămâna viitoare iar cu mine și tot așa. Mă termină ăla din Brașov, da, mă rupe. Andrew Tate, proprietatea ta sau în general proprietatea ta? Nu, dar gen să știi că... Când e femeia o proprietate. E femeia ta. Adică e monogamă cu tine. Da. Și tu cu ea. Da. Dacă ai o femeie care îți place foarte mult și ea te excită și pentru tine, tu îi dai 10 din 10 că așa e în ochii tăi. Nu mai vrei alte femei să... 9-le, 8-ul, 7-le, 6-le în alte zile. Vrei doar 10-le doar în fiecare 10. Zi. Să te muți, chiar îți place atât de mult încât îți dorești să te muți cu ea ca să o vezi în fiecare zi.
Să o vezi și pentru că e interesant în general în conversații, nu neapărat că e frumos. Asta a fost una din problemele mele cu aspectul fizic. De frumoasă e frumoasă, în rest, deci am avut o tipă, ea de frumoasă, bă, a făcut modeling foarte frumos, 1,80 m ce ai leșin și... Dar așa, simțul umorului, bă, avea o glumă, avea o singură glumă. Ea stăteam odată la masă cu ea și i-am zis, spune-mi și mie o glumă. Și mi-a zis, ți-am zis-o acum 3 luni în vama veche, nu-ți mai aduce aminte? Avea o glumă și eu am uitat-o. Unde mai întâlnești tu femei în afară de club? Asta-s curios. Că vezi, poate e un tipar, poate în cluburi doar de asta găsești. Poate trebuie să cauți în altă. Ești destul de des în cluburi? Da, da, mi-au plăcut cluburile. Săptămânal? Acum fac da. Vlad, că tot am deschis subiectul drogurilor, trecem de la femei la droguri, așa e în viață. Am urmărit un pic, nu am intrat în detalii în clipurile despre droguri, ți-am zis că mi-au spus mai mulți prieteni că, bă, trebuie să te uiți la clipurile astea că sunt super mișto. Și vreau să te întreb, zici o chestie la un moment dat, că, nu știu, dacă ești prins sau dacă ești anchetat de organele astea ale legii, e bine să demonstrezi că ai un job, că nu ești un pericol pentru societate. Dovezi de îndreptare în societate, șanse de reabilitare și faptul că nu ești un pericol social și că este mai mult de... Deci chiar o chestie pe bune asta. Normal, normal. Contează în aplicarea pedepsei dacă ți-ai cu suspendare sau nu, sau dacă primești o treime din pedeapsă redusă. Există articolul 74 în codul penal cu conduita avută în timpul procesului penal. Dacă este una bună, ți se reduce cu o treime pedeapsa în limitele încadrării. Să ai un loc de muncă, să te înțelegi bine cu cei din jur, să primești caracterizări. Eu am primit caracterizări în procesul ăla de la toată lumea, inclusiv de la oamenii de la probațiune, de la munca în forțul comunității, de la toată lumea, să dai surse de venit, să ai un PFA, tu le vezi, să ai le vezi astea, lucruri. Feedback-ul ăsta de la oameni, adică ce zic ei despre cine vezi? Când da. Zici tu că ai primit. Păi se depune la dosar, cred da, că da, ai voie. Da, am depus și clipurile când am fost la Umor, se depun lucrurile la dosar. Unde te vezi peste 5 ani? Bă, e o întrebare foarte bună. Cred că Portugalia. Mă văd... De ce, pleci acolo? Care e faza? Aș vrea să bifez în viața asta Portugalia și Suedia. Ah, Suedia. Da, Suedia e foarte interesant. La Gregorian? La Bivolaro? Da. Nu, că nu stau în gazdă. Tu știi ce las ești tu, nemții? Găsesc o nemțaică la sană, zic, bă, bună rău femeia. Blondă înaltă, ochii albaștri, mă bag în seamă cu ea, văd că vorbește în engleză, o întreb de unde e, îmi zice că din Germania, mă întreabă pe mine de unde sunt, îi zic că sunt român din România și strâmbă din nas. Ia la Sunwaves în România. În Constanța, România. Și că nu e interesant la ea în țară. Fă, la... Ce ai zis? Cum ai zis? Că mă gândesc că nu ies în română. Ce anume? Am lăsat-o în pace, nu hărțuiesc femei în clubul, dar am rămas la modul, ia uite nemții ăștia ce rasiști sunt la alții acasă, de-aia au pornit războaie mondiale ca să construiască lagăre pe teritoriul Poloniei. Bă, deci dacă mă încolo când mai întâlnești nemțoaice, du-te direct pe Jew. Tu da. Ce ești? Jewish. I'm Jewish. Burn me, mommy. Da. Hai să îndreptăm istoria în seara asta. Suedia are femei frumoase, muzică bună, e frig. Mie îmi place când e frig. Și are un GDP foarte bun și pare femei frumoase. Volvo, IKEA, mai vrei să zic? SUA. SUA categorie. SUA, te vezi? Da. Ok, și unde vrea să mergi? New York, California, Miami. În niciun caz nu Kentucky. Poți să mă duc în Moldova dacă... Ai zis tu aici că datorită comediei am devenit mai optimist, orice lucru rău se poate transforma în ceva bun. Aici la ce te referi când spuneai rău neapărat? Toate frustrările pe care le-ai avut și pe care le-ai văzut ca pe niște fatalități și problema cu fetele și problemele cu drogurile și alte lucruri le faci să fie funny. Că aveam o glumă că eram așa dependent de boabe că și când răceam mușcam nurofenul pe jumate. Vreau să trecem acum la o rubrică specială. Întrebări de la patronași. Andra, nu te uita, Vlad, la ce scriem noi cu patronași, că sunt numai dick pic-uri. Andra te întreabă la ce vârstă ți-ai dat seama că drogurile nu fac bine. Asta mi se pare o întrebare foarte bună, să-ți dai seama ca maturitate unde ești ca om. Când, într-adevăr, îți dai seama că ceva nu e bun. Ce anume, consumul de droguri sau traficul de droguri? Hai, separat, zilele separat. Traficul de droguri, 21 de ani când am fost arestat, consumul de droguri undeva 23-24 de ani.
De ce ți-a luat încă 3 ani? Pentru că l-asociam cu distracția, dar îmi provoca anxietate și mi se făcea rău de la ele după aceea. Ce hobby-uri ai după această schimbare pe care ai făcut-o? Box. Te-ai apucat de box? Da, da. Nice. Am 8 luni de box în momentul de față. Te gândești la XF? Nu, dacă aș face vreodată un meci de box, aș provoca pe cineva de la Brigada Antidrog, de la BCCO sau de la IGPR într-un meci de box unde toate biletele sunt donate către caritate ca să accepte Poliția Română invitația asta. Să știi că pare că e un proiect pe care trebuie să-l faci în viitor. Să știi că poliția cred că ar accepta să facă asta. Adică știu că pare că e glumesc, dar eu, luând contact cu poliția în ultima vreme un pic, prin alte proiecte, vorbesc super serios. Știu că ești super serios. În alte proiecte. Sunt foarte descriși la astfel de stunturi de PR pozitive pentru poliție. Adică chiar cred că ar fi și pentru imaginile lor ar fi ok. Fac provocarea publică ca să pun presiune pe ei să dea un răspuns oficial. Da. Dragilor, trecem la rubrica voastră preferată, notele ediției. 8. Am de-o, bă, arăta. Bă, nu știu, mie mi s-a părut un pic dimensiunea. 22. Dimensiune nu de la 1 la 10. De la 1 la 10 dimensiunea... Deși o idee foarte bună ca în rubrica asta de review mâncare să introducem dimensiunea penisului. Da, cantitate, nu calitate, 10 pe, exact. 10 pe dimensiune. În condițiile în care și-a urmat la socul e nota 11-12. Mergea să fie mai mare. Bă, era groasă. Nu știu era ce groasă, mie nu-mi plac groase. Prima furculiță, prima gură. 6. Deci a fost slabă. 6. Da. Slab. Bă, a fost bună, dar nu, prea lipia era prea moale, și rece așa, da. Unsuroasă, slăbuță. Nu așa. Se compară cu Efendi care ți-o și prietenii ăștia la Efendi. Ține de foame. Dacă asta era masa ta de seară, mai mâncai ceva după? Da, da, să trăsesc. Am și 1,94 m, dau 7. A, deci tu mănânci, ai metabolismul super. Am, ard 3500 de calorii doar ca să trăiesc, îmi trebuie mai mult de atât. Prețul, bă, prețul, imediat vă zic. Bă, au fost vreo 28-29. 7. Și acum facem totalul. Orașul Townsville, un locșor foarte plăcut. Asta dacă nu te întâlnești cu gașca cangrenă, cei mai nesuferiți bătăuși care au existat vreodată. Dragilor, am comandat de la Calif, Iancului, din ce am văzut livrarea, dealuri de pui și de vită și ne-au plăcut de 79 de puncte. La așa bârfe mergeau efecte speciale. Da. Ce handicapoase. Mulțumim, Remus! Bă, Remus! Mulțumim, te așteptăm și pe Patreon să vezi ce a zis Vlad despre tine. Sper că v-ați simțit bine și că v-ați distrat și că v-a ajutat cu ceva, nu știu, să vă simțiți bine, să zici, bă, da, l-am avut pe Vlad Bilț invitat, da, e top. Da. Mi se rupe. Și vreau să, da, știu. Vreau să te întreb dacă pot oamenii să-ți trimită întrebări ei direcție. Mai da. Primești întrebări de la oameni, bă, zici și mie cum să fac cu chestia ce asta. Ce face, poate n-ai apucat să faci clip despre. A venit un băiat să mă întrebe să-l ajut, dacă pot să-l ajut să se lase de cox. I-am zis să se ducă la psiholog pentru asta și el a zis, nu vreau să fac cu tine pentru că era și teamă să fie judecat de psiholog, era și un lucru ilegal și credea că eu am mai multă experiență decât cineva care poate doar a făcut facultatea și a stat cu nasul în cărți. Dragilor, mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a plăcut toată emisiunea pe Patreon, multe informații acolo de... În principal doamne, despre femei. Da. Când viața îți dă un deget, zi să bage două. Măcar mă întâlneam. Bă, nu uitați că până data viitoare voi să fiți sănătoși. Și noi să avem ce pune pe mese. Bărbații îmbătrânesc mai frumos, eu asta cred. Bă, asta îmbătrânesc mai frumos. Clar, uite-te la mine, părat, da. Da. Top. Uite-te la noi. Cât ți-ară poze cu noi când eram de vârsta ta, țeapă. Luai țeapă dacă erai cu noi atunci. Da, luai țeapă. Acum, în schimb. Acum, în schimb. Africani, francezi, toate națiile, brazilieni, polonezi, ucrainieni. UK-ul n-a vrut niciodată să aibă euro ca monedă, nici când a fost în Uniunea Europeană, a refuzat. Așa e, dar jumate din Londra e din Pakistan. Avea George Călinescu o chestie de genul că o carte proastă e ca un butoi de brânză, nu te să mănânci tot butoiul să-ți dai seama că e o brânză proastă. Te-ai uitat la vreo emisiune înainte să vii aici? L-am văzut pe Mirica, okay. Dar doar în thumbnail. Da, sincer am avut un sevraj mai mare de la relații decât de la droguri, zic sigur. Și avea și buletin de la din ținutul secuiesc, descria o grămadă de litere pe el, se termina în Y.
Xanaxul okay. versus amfetamine versus antidepresive, somnifere, okay. anxiolitice, antiaxiolitice, anxiar, gabaran, toate aceste cu multul de pastile, Vicodinul de care era dependent Eminem că lua 10 de pastile până la ospitalizat și a să moară în 2008. Cine mai lasă tot pe Patreon? Asta e. Cine mai lasă tot? Cine lasă pe Patreon și cât timp se cacă invitatul? Da, cât timp se cacă invitatul. Cine mai lasă pe Patreon chestii de ți-au zis să ia să le scoți? Asta îi se pare cel mai funny. Aș fi curat de speriat. Și cu tine singur, așa. Și cu tine singur. Eu le spun la oameni să nu se drogheze, dar îmi dau seama că sunt copii care oricum o să o facă și o să mă ignore că nu vine asta să ne spune nouă ce să facă și atunci sfatul numărul 2, luați jumătate de pastilă, nu una întreagă, dacă tot luați pastile. Dacă simt nevoia de ajutor să apeleze pentru ajutorul ăla, nu consumul e ilegal în România, deținerea e ilegală. Tu dacă ți-ai aruncat tot ce ai pe tine, poți să te duci la ambulanță să le spui că ți-e rău, pentru că nu o să spese dacă te buzunăresc ăia sau nu, sau poliția sau cineva. Dacă vrei să reziști la o tentație, încerci să eviți tentația, nu să îi te opui. Adică eu, de exemplu, dacă am o problemă cu statul pe telefon la muncă, pun telefonul în altă parte, în rucsac, în geacă și nu-l am la mine în mod constant ca să butonez pe el. Și cu drogurile era la fel. Dacă nu aveam droguri în casă, nu le consumam. Așa, dacă le-am în frigider, nu pot să mă abțin.